spus de Mihai Valentin Gheorghiu, de meserie de inginer constructor. Dar dumneavoastră construiește foarte frumos rondelul și are, cred că vreo 8 cărți de rondeluri. Și te rog să ne spui ceva despre cascadele de nori și despre celelalte cărți, inclusiv în această colecție cele mai frumoase poezii de la editura lui Sentimental, a lui Ion Machidon, scriitor de valoare, romancier, dar și poet, și spre publicist. Dulcea mea, cafea amară. Da, mulțumesc. Aș vrea să încep prin a vă reaminti că astăzi este o zi mare și dintr-un alt punct de vedere. Se împlinesc 162 de ani de la nașterea marelui nostru poet, Alexandru Macedonski. Se întâmpla pe 14 martie 1854. Și cum e primăvară, ne gândim întotdeauna la Alexandru Macedonski, în mod deosebit, nu numai primăvară. Mie personal este extraordinar de drag sufletește și în orice anotimp scriu cu gândul la el. Iar pentru mine, ca scriitor de de rondeluri, în mod deosebit, Alexandru Macedonski este un mentor, pot să spun, pe care îl simt undeva sus și caut să mă abat cât mai puțin de la ceea ce înseamnă rondel și ceea ce ar trebui să însemne. Aș vrea să vă mai spun încă o idee. Noi cei de la Avut Sentimental, în fiecare an, primăvară, în luna mai, ne întâlnim într-o sâmbătă, și asta se întâmplă de vreo 20 de ani, la mormântul lui Alexandru Macedonski și în comemorăm, recitând, citind diverse în memoria marelui Macedonski. Aș vrea să vă citesc, dacă se poate, vreo 4 rondeluri pe care le-am scris dedicându-i de lui Alexandru Macedonski. Rondelul Liliacului. Când liliacul a înflorit, zâmbind în luna mai sub soare, pe vechi meleag ne-am mai găsit slăvind o stea nemuritoare. În aer undu-i o boare, ce ne vestește negreșit că liliacul a înflorit, zâmbind în luna mai sub soare. Maestrul ne-a rămas camit, privindu-ne din depărtare, dintr-un înalt nedefinit, la ceas de suflet, ca atare când liliacul a înflorit. Rondelul Măceșului, iarăși în legătură directă cu poezia superbă macedonschiană. Pe verdea margine de șanț creștea măceșul singuratic, bătut de vânt, ușor socratic, ne invita pe flori la danț. Lucea în soare parcă un glanț cândva de mult aristocratic, pe verdea margine de șanț creștea măceșul singuratic. Un trandafir mai păduratic, un neam de-al său mai fără sfanț, venit posibil din Bizanț, s-a rostuit ușor apatic pe verdea margine de șanț. Și din dulcea mea, cafea amară, două rondeluri tot dedicate lui Macedonski. Rondelul petalelor de liliac. Pluteau petale, liliac. În aer se simțea o boare, un cântec de privighetoare, un decor paradisiac. Înveșmântată în șiac, în lumea veșnic pieritoare, pluteau petale, liliac. În aer se simțea o boare.
pe priluri pline de candoare, cu ton discret, elegiac, desprinse dintr-un pătuiac, într-o eternă balansare, pluteau petale, liliac. Și gondelul parfumului de roze. E luna mai, parfum de roze îmbracă cugetul boem, străin la ușii ce barem, imun la falsele prognoze. Continue metamorfoze frământă eul, vrem, nu vrem. E luna mai, parfum de roze îmbată cugetul boem. Privind spre luni ce-au fost, tăcem, colindă gândul prin hipnoze. Din vrem trecute, prin osmoze, răzbate foșnii de boie, e luna mai, parfum de roze. Vă mulțumesc!